Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 24. Cuvântul Domnului spune așa: Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, plecând de la cuvântul acesta, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Valoarea părtășiei. Valoarea părtășiei. Valoarea faptului de a fi împreună cu frații. Dacă observați, versetul 24 spune: Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Asta e în prima întâlnire. În versetul 26, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Prima dată Toma lipsea. Între cele două întâlniri, Toma a avut o discuție cu ucenicii, în care ucenicii le spuneau că au văzut pe Domnul. Toma își învață lecția ca să nu lipsească de la următoarea întrunire și în versetul 26 spune că după 8 zile, când s-au întâlnit ucenicii împreună, acum Toma era cu ei. Toma și-a învățat lecția. Toma a greșit. Vina lui Toma n-a fost necredința. E nedreaptă cultura și tradiția creștină să-l numească pe Toma necredincios. Toma n-a fost necredincios. Toma a fost un ucenic credincios ca și ceilalți. Dimpotrivă, chiar s-a evidențiat în cel puțin două cazuri. În Ioan 11:16, iată ce spune Toma: atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi împreună cu el. Când Domnul a zis: mă duc la Ierusalim și mi se va întâmpla ceea ce este scris, Toma a zis: haidem că mergem și noi cu el. Mergem să murim cu el. Un necredincios nu face lucrul ăsta. El a fost un ucenic bun, un ucenic credincios. Chiar aș spune un ucenic mai îndrăzneț, foarte aproape de Petru. Cred că numai Petru l-a depășit pe Toma. Iată ce spune Toma în Ioan 14, când cere lămurire. Iar el vrea să știe, el vrea să înțeleagă, vrea să cunoască. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Doamne, explică-ne. Ne spui că Tu ești calea, adevărul și viața, da? Explică. Ne spui că Tu ești în Tatăl, Tatăl este în Tine, explică-mi chestia asta. Și Domnul dezvoltă ideea. Toma a fost un ucenic credincios, dar a avut o vină. A fost foarte ocupat și a lipsit la prima întâlnire. Asta a fost vina lui Toma, ăsta a fost păcatul lui Toma, asta a fost pierderea lui Toma. Faptul că el a dorit să îl vadă pe Domnul Hristos, așa cum l-au văzut și ceilalți, e ceva normal. Oricare dintre dumneavoastră ați fi zis la fel.
Pentru că Toma trebuia și el la rândul lui să depună mărturie despre Hristosul înviat. Și una este să predici despre un Hristos înviat pe care l-a văzut Petru și Andrei și Ioan, și alta este să predici despre un Hristos înviat pe care l-ai văzut tu. Toma vroia să fie și el un martor ocular al învierii și era dreptul lui, a fost ucenicul Domnului. De aceea l-a zis, vreau să-l văd, până nu pun degetul, până nu văd, eu nu cred. Oricare altul ar fi făcut la fel și noi am fi făcut la fel. Deci aici eu îl apăr pe Toma, sunt prieten cu Toma, sunt de acord cu Toma. Dar nu sunt de acord cu Toma că a lipsit. Ăsta-i păcatul lui. Și acum nu vorbim de cei care nu pot să vină. Nu vorbim de cei care sunt bolnavi acasă și se închină împreună cu noi prin intermediul internetului. Domnul să-i binecuvinteze, ne rugăm pentru ei. Nu îi acuzăm pe cei care sunt plecați în călătorie, poate au plecat în concediu, poate au plecat în România, poate au plecat în altă parte și dacă au ocazia se închină împreună cu noi sau dacă nu pot, se închină acolo unde sunt. Nu vorbim de cei care sunt la business sau la job, de cei care cu adevărat sunt foarte ocupați și nu pot să fie la părtășie. Vorbim de cei care din comoditate își găsesc anumite scuze ca să nu fie la părtășie. Pierderea este mare. Pierderea este mare. 8 zile! 8 zile pentru Toma! Nu l-am văzut pe Domnul. Oare o să vină? Oare o să vină? Oare o să vină? Toma, ne întâlnim din nou împreună. A, nu mai pierd ocazia. Nu v-ați pus întrebarea de ce n-a mers Domnul Iisus să-l caute pe Toma în alea 8 zile? Nu, putea Domnul. Putea Domnul să-l caute pe Toma și să aibă o revelație personală cum s-a arătat lui Pavel mai târziu pe drumul Damascului? Să aibă o revelație individuală. Doar Domnul a văzut că Toma nu e acolo. Măi, și Toma trebuie să mă vadă, e dreptul lui. Putea Domnul să zică, mă duc și-l caut pe Toma pe unde el, doar îl găsește, știa Domnul unde-i Toma. Și Domnul, după înviere, nu mai avea probleme cu călătoria. Ați văzut că Domnul a intrat cu ușile încuiate, a apărut în mijlocul lor și apoi a dispărut din mijlocul lor. Distanța nu mai era problemă. În 8 zile, Domnul Hristos a avut timp suficient ca să meargă să stea de vorbă cu Toma și Domnul n-a mers. Nu a mers Domnul să se arate lui Toma. Și Domnul, eu trag concluzia de aici, e o părere a mea și judecați fiecare în dreptul dumneavoastră, eu trag concluzie de aici că Domnul însuși l-a acuzat și l-a condamnat pe Toma că n-a fost la părtășie cu ceilalți ucenici și Domnul a așteptat să vadă dacă Toma își învață lecția. Adică dacă data viitoare vine și Toma, în mod intenționat vin și eu să văd ce se întâmplă. Ce se întâmpla dacă Toma nu vinea la a doua întâlnire? Același lucru. Iară, pierdere. Binecuvântat să fie Domnul pentru toți cei care suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul pentru toți cei care depun eforturi. E un efort. E un efort din cauza comodității. Adevărul e că e mult mai fain să stai în pijamale și cu o cafea în mână și să stai la televizor. E mult mai confortabil pentru trup, pentru pâinea cea de toate zile, pentru lucrurile acestui pământ. Dar cum fratele Chris vorbea așa de frumos mai înainte, Domnul Hristos n-a venit doar să-i sature pe oameni. Dimpotrivă, Domnul a fost durut. L-a durut pe Domnul faptul că unii îl căutau numai pentru pâine. El nu pentru asta a venit, El a venit ca să fie pâinea vieții, pâinea care împarte viață pentru eternitate. El a venit ca să aducă iertare și mântuire și binecuvântare eternă, slăvit să fie numele Lui. Da, e mai confortabil să stai acasă. De ce să te îmbraci? Costum, auzi-mă, costum și cravată și pantofi. Durează. Am auzit cu mulți ani în urmă, nu știu dacă e adevărat, mă gândesc că e o glumă numai, da? Am auzit că unul și-a pus capăt zilelor într-o zi când și-a dat seama că toată viața va trebui să se îmbrace, să se dezbrace, să se spele în fiecare dimineață, să se spele seara și iar se îmbracă și iar se dezbracă, s-o plictisit. Da, o iau ca și o glumă, dar ca și o învățătură în același timp. E trudă și asta, e mult mai comod să nu faci nimic. Trebuie efort ca să vii la întâlnire. Să nu vorbim, ajungem la mame și la copii.
Să pregătești copiii, să-i îmbraci, să-i speli, să-i aliniezi, să le pregătești car seat-ul și să nu fugă în stradă. Și lista continuă. Trebuie efort, dar Dumnezeu binecuvintează acest efort. Pentru că există niște beneficii, niște binecuvântări pe care le au cei care aleargă la părtășie. Prima este descoperirea lui Hristos. Pentru că Toma a venit la părtășie, Domnul din toată inima nici nu l-a certat, nici nu l-a mustrat, nu i-a adus aminte de săptămâna trecută, nu i-a atras atenția, de ce n-ai fost data trecută, Toma? Nu, a zis, vino încoace, știu frământările tale, vino încoace, pune mâna, pune degetul, privește. Și care a fost răspunsul lui Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Centrul credinței noastre este Hristos Domnul. Înainte de a avea un set de învățături, noi avem un Domn. Înainte de a urmări o doctrină, noi urmărim un Mântuitor. O persoană care ne-a salvat, care ne-a chemat, cu care avem relație. De aceea de atâtea ori se spune că creștinismul e mai mult decât o religie. Pentru că e o relație în primul rând. Creștinismul fără Hristos nu poate exista. Orice religie din lumea asta rezistă fără liderul lor. Doar cu dogma lor, cu setul lor de învățături, cu doctrina lor. Noi avem doctrina și vrem să o respectăm, dar noi cu doctrina nu ne descurcăm fără El, Domnul, care este cu noi și care este în noi și cu care avem părtășie. La întâlnirile noastre, fraților, nu doar că ni se descoperă cuvântul și adevărul Evangheliei, ci Domnul Hristos ni se descoperă, El, persoana Lui, ni se descoperă. Chiar și Filip, dacă țineți minte, când a predicat Evanghelia etiopianului, a plecat de la cuvântul din Vechiul Testament și l-a propovăduit pe Hristos, pe Hristos. Noi de El avem nevoie în primul rând, noi fără El nu ne descurcăm. Când venim la casa lui Dumnezeu, noi trebuie să venim cu această anticipare, cu această așteptare. Mă întâlnesc cu Hristos, am părtășie cu Hristos, El mi se descoperă. Ochii El mi-i deschide, în casa lui Dumnezeu se descoperă El, noi ne legăm de El. Toată viața noastră e legată de Hristos și de persoana Lui. Spuneam și săptămâna trecută, numai în adevăratul creștinism oamenii au o relație cu liderul lor. O relație de părtășie. De ce? Pentru că liderul nostru este viu, El este viu în vecii vecilor și poți să ai părtășie cu El. Poți să-L simți pe El când te atinge, poți să-L simți dimineața când te trezești și te pleci înaintea Lui și zici, aleluia, mărire Domnului. Poți să-L simți când ești în mașină. Câți dintre dumneavoastră puteți mărturisi în seara aceasta într-o călătorie simplă, când ești în mașină? De câte ori ați avut momente de părtășie cu Domnul în mașină, singuri, în călătorie? Vă rog să ridicați o mână. Într-o cântare, în rugăciune. De ce? Pentru că avem un Domn care trăiește și este cu noi. Dar acest Domn se descoperă aici, împreună, la părtășie cu Sfinții. Pe El îl dorim mai mult ca orice. Să nu se dezgolească creștinismul de Hristos, sub nicio formă. Știți că asta a fost preocuparea lui William Booth, fondatorul lui Salvation Army, cred că fratele Flavius, în urmă cu vreo câteva săptămâni sau un altul, a făcut referință la ceea ce spunea el în urmă cu vreo 100 și vreo 30-40 de ani, ce spunea omul acesta. El era îngrijorat pentru următorul secol. Ăsta e secolul care a trecut, din 1900 până în 2000. Și el zicea așa, un creștinism fără Hristos, de asta mi-e frică, mă tem, mă îngrozesc. Asta va fi lupta credincioșilor
în viitor. Să nu se ajungă la un creștinism fără Hristos. Se poate creștinism fără Hristos? Se poate fals, creștinism fals, creștinism de formă, creștinism de pe buze, creștinism fără Evanghelie, creștinism dar cu numele, se poate. Și e peste tot, e peste tot. Vorbeam și cu frații din conducerea bisericii când ne gândeam cum să dăm numele la școală, la școala pe care, la care punem bazele acum, școala bisericii. Și am plecat de la creștin să fie Happy Valley Christian. Și am zis că e prea puțin, că creștin e și creștin, e și biserica de la intersecția de unde ies eu de acasă, pe 39 Avenue cu Happy Valley, unde e steagul cu Rainbow și scrie All Welcome. E creștin. Creștin în zilele noastre se poate oricum. Cred că creștinismul e singura religie care permite deviere, orice fel de deviere, și găsește o acoperire în Biblie și în învățătură. Că islamul nu face lucrul acesta. Musulmanii au învățătura lor, doctrina lor, ei nu se schimbă după toată lumea. Până și budiștii sunt mai serioși. Acum hindușii, ei sunt așa mai tulburi că la ei orice merge, religia lor e că orice religie și orice fel de credință e bună. Dar creștinii acceptă orice, se adaptează la orice, orice merge. Știți până unde merge? Până când Hristos e scos afară din creștinism. Și noi suntem martori la un creștinism fără Hristos. Un creștinism mort, un creștinism apatic, un creștinism fără viață. Dumnezeu să păzească Biserica Domnului Hristos adevărată de așa ceva. Noi nu vrem creștinism fără Hristos. Noi vrem Hristos să fie centrul vieții noastre și în biserică și acasă. Știți ce mai spunea omul acesta? Religie fără Duhul Sfânt. Religie fără Duhul Sfânt. Se poate? Se poate. Pentru unii se poate. Hai să zicem, putem să înlocuim religie cu credință. Formă. Formă de închinare fără Duhul Sfânt. Nu vrem nimic fără Duhul Sfânt. Vrem Duhul Sfânt să fie în cântare, în predicare, în rugăciune, în ascultare, în trăire, în împlinire, în vorbire. Duhul Sfânt să conducă viețile noastre și viața bisericii Lui. Nu credință și religie fără Duhul Sfânt. Asta era îngrijorarea Lui și acum o vedem. Iertare fără pocăință. Iertare fără pocăință. Omul acesta a scris lucrurile acestea într-un singur paragraf. Și a zis, asta e teama, asta e criza, asta, la asta ne putem aștepta, iertare fără pocăință. Și copilul așteaptă să-l ierți fără să pocăiască. Și soția așteaptă să o ierți fără să pocăiască. Și soțul așteaptă să-l ierți fără să pocăiască. Și fratele așteaptă să-l ierți fără să pocăiască. Și slujitorul, și am trecut de-a lungul anilor, predicatorul vrea să fie iertat predicând. Mă, dar dacă te pedepsim, nu mai poți să predici. Nu, pedepsiți-mă cu predică. Predicatorul trebuie să predice, păstorul să păstorească, prorocul să prorocească, cântărețul să cânte, iertare fără pocăință. Păi pocăința presupune o retragere, o umilință, o disciplină pe care ori și-o impune el, ori o impun alții. Iertare fără pocăință. O, Dumnezeu mă iartă, dar te-ai pocăit? O, dar nu trebuie, Dumnezeu mă iartă. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e îndurător. Nu, de unde ai citit lucrul ăsta? De unde ai învățat? Cine ți-a spus lucrul ăsta? Că se poate iertare fără pocăință. Privește la tâlharul de pe cruce. Și mulți folosesc exemplul acesta ca să înveți o lecție greșită de acolo, nu ce trebuie. Și aici e nevoie de lumină, logică și înțelepciune de la Dumnezeu. Mulți învață din exemplul tâlharului ce nu trebuie să învețe. Uite la tâlhar, în ultima clipă s-a căit și a recunoscut păcatul, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, a crezut și Domnul Hristos l-a mântuit. Binecuvântat să fie Domnul. Ce ne spune lucrul acesta?
că numai Dumnezeu poate să mântuiască și că jertfa, credința în jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru ca să mântuiască pe cineva. Asta ne învață. Și că noi prin faptele noastre nu putem să ne dobândim mântuirea. Dar unii zic, uite mă că tâlharul de pe cruce, el nu a făcut nimic. De ce ziceți voi? Că trebuie să vii la biserică, trebuie să te îmbraci așa, trebuie să dai zeceală, trebuie să te rogi. Unii așa spun, dar de ce ziceți? Uite tâlharul de pe cruce, mă, ce-a făcut? Uitați-vă la tâlhar. N-a mers la biserică, n-a dat zeciuială, nu s-a îmbrăcat într-un anumit fel, n-a respectat nicio doctrină, ăsta n-a făcut nimic. De ce ziceți voi că trebuie să faceți? Și răspunsul e foarte simplu. Tâlharul a murit! Tâlharul a murit! În 5 minute, în 10 minute a murit! Dacă tu mori peste 10 minute, dă-mi voie să spun că nu mai trebuie să faci nimic. M-ai înțeles? Dacă tu mori peste 10 minute, nu mai trebuie să faci nimic. Numai acum să crezi și să te pocăiești. Te întorci la Dumnezeu. Nu mai trebuie nimic să faci. Dar dacă trăiești, păi dacă trăiești, trebuie să faci. Trebuie să dovedești că ai crezut. Ce crezi? Că dacă tâlharul se dădea jos de pe cruce, dacă era izbăvit și avea șansă la viață, cum ar fi trăit el? Cum ar fi umblat el în ascultare de Dumnezeu? Cum l-ar fi slujit pe Dumnezeu? Vedeți cum oamenii aduc învățătură greșită dintr-o lucrare minunată pe care Domnul a făcut-o. Slăvit să fie Domnul care mântuiește prin credință. Credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu este suficientă pentru ca oamenii să fie mântuiți. Dar după ce oamenii sunt mântuiți, Dumnezeu așteaptă ca oamenii să trăiască pentru El. Să nu spune nimeni că nu trebuie să fac nimic. Trebuie, dacă trăiești, ai viață și te-a mântuit Dumnezeu, trebuie să trăiești pentru Dumnezeu. Iertare fără pocăință, salvare fără regenerare. Salvare fără regenerare, adică fără transformare. Sunt salvat, dar sunt tot la fel. Acum, ieri am fost bețiv în iad, azi sunt bețiv salvat. Ieri am fost mincinos în iad, azi sunt mincinos salvat. Tot așa sunt cum am fost ieri, salvare fără regenerare. Asta înseamnă și asta să predic în mod indirect în lumea asta. Tot la fel cum ai fost ieri, dar să pune un ștampil acolo că e salvat. Salvare fără regenerare nu există. Politică fără Dumnezeu, n-am să intru aici. Și rai fără de iad, astea au fost preocupările lui. Uitați-vă, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rai fără iad. Dumnezeu e bun. Voi credeți, așa vine diavolul acum. Voi credeți că Dumnezeu trimit în iad pe toată lumea asta, Dumnezeu care e dragoste. Citești cei care nu au dubii cu privire la treaba asta, nu dintre noi, că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar dacă ne ascultă cineva, citiți Vechiul Testament. Citiți și vedeți ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, ce s-a întâmplat cu popoarele pe care Dumnezeu a zis că le rade de pe fața pământului, ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe. Să vedem dacă Dumnezeu este și drept și un foc mistuitor, sau dacă este numai dragoste. Dumnezeu este amândouă. Noi vrem să cunoaștem partea aceea a harului, a îndurării, a bunătății și a dragostei. Noi cu asta avem de-a face. Asprimea lui Dumnezeu se arată pentru cei care renunță la Dumnezeu, pentru cei care își întorc spatele lui Dumnezeu, pentru cei care îl batjocoresc pe Dumnezeu prin viața lor. Pentru noi, doresc din toată inima într-o zi să răsară soarele neprihănirii și într-o zi Dumnezeu să ne arate îndurarea Lui. Niciodată nu cerem dreptatea Lui pentru noi. Noi întotdeauna cerem îndurare, milă și har. Slăvit să fie Domnul prin Hristos. Aici e descoperirea Lui Hristos în biserică și nu vrem nimic fără Hristos. Aici se primește binecuvântarea vieții veșnice. Aici se primește viața veșnică, ce este o binecuvântare și cea mai mare binecuvântare. Iată ce spune psalmistul, 133:1-3. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.
binecuvântarea vieții veșnice, acolo unde frații se adună împreună în numele Domnului Hristos, acolo Domnul împarte mântuirea, acolo împarte viața veșnică. Este locul potrivit unde să alergi. E așa o durere oarecum când îi vezi pe oameni că se duc în locurile unde nu se împarte ceea ce caută ei. Adică, dacă vrei să-ți cumperi mobilă, unde te duci? Nu te duci la gym, nu? If you want to buy furniture. Dar dacă vrei să cumperi mâncare, nu te duci la magazinul de mobilă. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, unde te duci? Nu mergi la barul de noapte, nu? N-ai șanse să-l găsești acolo. E foarte important să știi unde se poate găsi ceea ce cauți. Pentru cei care caută mântuirea și viața veșnică, locul unde se împarte e acolo unde frații lui sunt împreună. Acolo unde poporul lui Dumnezeu e împreună. A fost așa o nenorocire anii care au trecut cu COVID-ul ăsta și chiar că diavolul a vrut să desfințeze biserica și părtășia. Și de atunci s-au creat chiar și biserici care sunt biserici virtuale acum. Se întâlnesc doar așa pe internet. Predică pe internet un păstor și are 7 biserici în 7 colțuri ale Americii. Și oamenii se adună acolo, ascultă și pleacă acasă. Sau stau acasă și ascultă și trimit numai cecul. Zice, de ce să mai închiriem un loc? De ce să mai construim un loc? De ce să ne mai adunăm împreună? Că tehnologia acum ne ajută să fim acolo unde suntem. Nu vedeți cum societatea asta caută să izoleze pe oameni? Pur și simplu să-i sălbăticească? De ce nu se mai respectă acum oamenii unii pe alții? De ce nu mai au oamenii bun simț acum? Pentru că nu mai sunt obișnuiți să conviețuiască împreună. Pentru că acum toată ziua la televizor, la computer și la video games. Și îi îndobitocește, îi tâmpește, îi nebunește pur și simplu. Cu toate informațiile care vin. Nu învață nimeni bunele maniere și respectul și reverență față de nimeni și nimic. Și dacă li se pare că au fost nedreptățiți pe undeva, merg și au cărămizi și merg și au barose și sparg. N-are importanța cui. Mergem și spargem să ne audă cine să te audă, dar cine îți dă dreptul ăsta, dar cine te-a învățat așa ceva? Lipsă de respect. Ne uităm uneori și suntem îngrijorați cu privire la copii, că intră copilul în casă și, again, zice că ești un stâlp de curent acolo sau de telegraf. Nu știe să spună hello, hi sau bună ziua sau good morning sau whatever. Trece pe hol sau oriunde, nu să știu, nu mai știu oamenii interacționa. Că dacă toată ziua sunt telefon, toată ziua sunt computer, uită de cei din jur. Și ăsta e scopul diavolului și a întunericului, să desfințeze orice formă sau linie de autoritate care nu corespunde cu ceea ce vor să dicteze alții. Și cele două linii paralele de autoritate sunt biserica și familia. Și astea trebuie distruse. Așa plănuiește diavolul și așa se gândesc cei din afară. Și imaginați-vă că dacă se distruge biserica, se distruge familia, ce mai rămâne? Nu rămâne numai Sfântul Guvern, Sfânta Conducere Centrală de unde o fi centrul lumii. Nu mai rămâne nimic stabil în lumea asta. Și normal că ăsta ar fi scopul. Dar vestea bună pentru noi este că Iisus Hristos e capul bisericii. Și El a zis, eu îmi voi zidi biserica mea. Hristos Domnul zidește biserica Lui. Și familia e instituția creată de Dumnezeu și El o ține împreună. El o zidește. Aceste două instituții sunt susținute de Dumnezeu. Așa cum susține Dumnezeu și poporul Israel. Numai Dumnezeu îl susține că ar fi vai de ei, ar fi înghițiți de vii. I-ar mătura și i-ar duce în Marea Mediterană și ar răneca pe toți, dacă n-ar fi Dumnezeu care să-i susțină. Dumnezeu este de partea bisericii sale și de partea familiei.
Și asta e singura nădejde pe care o am. Nu am încredere în alte instituții, pentru că văd că se ridică împotriva lui Dumnezeu. Dar am încredere în biserica lui și am încredere în familii. Familii care se tem de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui. Părtășia duce la viață veșnică. Aici, la părtășia sfântă, se împarte viață. Viață pentru veșnicie. Aici se zidește, sufletește sufletul nostru. La părtășia adevărată ne zidim, sufletește. Împreună poporul Domnului a fost de la început. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și veți observa că ei erau toți împreună, într-un alt verset, toți împreună. Erau toți împreună adunați. Așa de important a fost ziua învierii, ziua în care a înviat Domnul, ziua întâia săptămânii, că biserica primară a sărbătorit în ziua întâia săptămânii, din sâmbătă s-a trecut la duminica. Duminica nu e a șaptea zi, e prima zi din săptămână. Așa de important a fost pentru biserica primară învierea Domnului, încât a sfințit-o prin formarea de congregații și adunări în ziua aceea, în ziua întâia săptămânii. Și poporul se aduna pentru ca să se zidească, să stăruiască în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Ăștia sunt cei patru stâlpi ai bisericii pe care să zidește, să rează-mă biserica Domnului Hristos și de care depinde biserica Domnului Hristos. Învățătură, părtășie, frângerea pâinii și rugăciuni. Toate astea trebuie să rămână așa până vine Domnul. Nici o biserică n-are voie să le schimbe. Astea nu pot fi înlocuite. Pe astea le-a început Dumnezeu în prima biserică. Învățătură, părtășie, frângerea pâinii, cina Domnului și rugăciuni. Noi am putea să adăugăm la lista asta ce mai face Dumnezeu. Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt la părtășiile noastre. Dumnezeu vindecă la părtășiile noastre. Dumnezeu mângâie la părtășiile noastre. Dumnezeu întărește, sufletește la părtășiile noastre. Dumnezeu îți transformă mintea și inima. Dacă vii cu o minte și o inimă deschisă la casa lui Dumnezeu, întotdeauna pleci binecuvântat de aici. Întotdeauna pleci binecuvântat de la casa lui Dumnezeu. Dacă vii cu mintea și cu inima deschisă ca să primești ce are Dumnezeu pentru tine. Există niște versuri extraordinare scrise de Traian Dors. Nu știu dacă băieții le pot proiecta. Dacă le pot proiecta, can you project, do you have the versetele? Versetele, am trimis o poezie și a fost puse în poze și poezia a fost puse pe strofe. Trebuie să o aveți acolo, vă rog să o căutați. E o poezie extraordinară, nu o cunosc din minte, dacă o să o putem avea, e ok. Să văd dacă asta e. Da. Haideți să urmărim. Vă rog să citiți împreună, să vedeți ce spune un om al lui Dumnezeu care a știut valoarea. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde-s ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt puterea, acolo-i dragostea, văpăi. Cuvântul Sfânt, acolo-i soare. Credința-i umblet fericit, iar părtășia simțitoare e avântul cel mai strălucit. Next. Nu stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când de Hristos în toți ce cântă și toți ce cântă-s în Hristos. Următoarea. Când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciune e plin de El, atunci, afară și în lăuntru, Hristos străluce în orice fel. Și ultimul, cred, sau mai sunt două versuri. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi lângă inimi una în duh
se roagă îngenunchiați, mai este încă unul, când rugăciunea lor se înalță, scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii-s frați și frații-s îngeri, pământul-i sus, iar cerul jos. Cred că mai este încă unul, încă un vers. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și ai săi în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi, frați și surori. Încă una. Asta e ultima. Asta e ultimul vers. Oriunde-s ei, eu tot pe ăsta l-am așteptat, oriunde-s ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Adică dacă-s numai doi și tu ești al treilea, fă tot și stai, oricât ar fi, dacă-s o mie sau doi, oricum sunt ei, fă tot și caută. Adică dacă-s la adunare, dacă-s la spital, dacă-s în închisoare, căci unde-s ei, e un colț de rai. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Și închei cu al patrulea gând. Acolo unde ai lui Hristos, acolo unde-i părtășie, acolo este proslăvit Dumnezeu. În adunarea sfinților este proslăvit Dumnezeu, are loc proslăvirea celui preanalt. Fapte 2 cu 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu și versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu. Noi suntem aici, frați și surori, ca să lăudăm pe Dumnezeu. Când predicăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Când cântăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Când ne rugăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Toate acțiunile noastre, când dăruim, îl lăudăm pe Dumnezeu. Toți vecinii noștri trebuie să știe că oamenii care se adună aici, se adună ca să laude pe Dumnezeu. Dacă zic, mă, de ce se adună? Nu se adună că-s români. Nu de asta se adună. Așa a lucrat Dumnezeu, că venim din România și suntem și români printre altele. Dar nu venim aici că suntem români, pentru că români sunt cu zeci de mii în Arizona. Zeci de mii de români și nu se duc nicăieri, nu interesează de nimic. Noi ne adunăm împreună pentru că împreună vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Una este să lauzi pe Dumnezeu acasă, ascultați-mă. Una este să fii de unul singur, să lauzi pe Dumnezeu acasă și nu știe nimeni. Și alta este să se alinieze 2000 de oameni în 700 de mașini și să vină la casa lui Dumnezeu și oamenii și vecinii să zică, de ce-i trafic aici? De ce se adună atâta lume aici? Știți de ce? Pentru că aici se laudă Dumnezeu, aici e proslăvit Dumnezeu, noi de asta existăm, n-avem o menire mai înaltă pe pământul acesta, de aceea ne-a creat Dumnezeu, de aceea ne-a chemat Dumnezeu. Și asta ne spune și Scriptura, că noi suntem chemați de Dumnezeu ca să slujim de laudă slavei sale. În Efeseni spune Apostolul Pavel cuvântul acesta, să slujim de laudă slavei sale. Suntem aici ca să lăudăm pe Dumnezeu. Suntem aici ca să ne zidim sufletește. Suntem aici ca să ni se descopere Hristos. Suntem aici ca să primim binecuvântarea vieții veșnice. Suntem aici ca să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să ne mânghem unii pe alții. Și mă rog întotdeauna, din toată inima, oricând poporul Domnului vine la casa Domnului, să plece de aici mai bun decât a venit. Să plece de aici cu hotărâri noi. Să se apropie de Dumnezeu mai mult, să-L iubească pe Dumnezeu mai mult, să trăiască pentru Dumnezeu cu mai multă pasiune. La asta ne-a chemat și asta dorește Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Iubiți frați și surori, rog frații Gigi Marc și Doru Sav să vină în față, să ne rugăm pentru ei într-un mod special. Ne rugăm pentru toată biserica, ne rugăm pentru tot poporul, ne rugăm pentru toată lucrarea la care El, Domnul, ne-a chemat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul minunat în care a lucrat El în viețile noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Ne rugăm fiecare pentru confruntările Lui. Știu că mulți dintre dumneavoastră, rog frate să vină în față, veniți în față și vă rog să îngenunchiați aici în față, cu fața înspre biserică, în timp ce finalizez cu două cuvinte și rog frații slujitori să vină în față.